Deputat astăzi conchide faptul că România a făcut progrese în multe domenii de la ultimul raport de cooperare și verificare. Iată, performanțele în ceea ce privește instituțiile cheie, judiciare și integritate sunt pozitive în mare, chiar dacă au existat și niște cazuri dificile câteodată. Anumite modificări legislative așteptate în multă vreme, totuși s-au menținut în conformitate cu calendarul și spirit de cooperare între instituțiile judiciare și Ministerul de Justiție face ca anumite chestiuni legate de gestionare să fie rezolvate. Din această perspectivă, situația a fost favorizată și de situația politică mai bună, mai calmă, începând cu primăvara anului 2013. Totuși, raportul, în continuare, arată că există îngrijorări privind independența justiției și există foarte multe exemple în ceea ce privește un grad de opunere la măsurile de anticorupție și integritate. De exemplu, amendamentul forțat și netransparent din decembrie 2013 la codul penal a dus la îngrijorări majore privind capacitățile regimului de a combate corupția și a promova integritatea. Măsura cheie de numiri cheie arată că, de exemplu, avem exemple destul de amestecate cu anumite proceduri care sunt transparente și bune, dar alte proceduri pot fi criticate. În mare, imaginea pe ansamblu arată că se poate să avem niște evoluții pozitive și durabile. Ideea este să se continue pe această cală, să avem un proces irreversibil. Raportul, ca și pentru Bulgaria, conține mai multe recomandări specifice pentru viitor și doar câteva exemple, dacă îmi permiteți, din ceea ce figurează în raport. România ar trebui să se asigure de faptul că codul de conduită pentru parlamentari include niște dispoziții cheie, în așa fel încât aceștia și procesul parlamentar, de altfel, să respecte independența justiției și să fie respectat acest lucru în orice modificări care se aduc Constituției. România ar trebui să adopte măsuri legislative de restructurare a sistemului judiciar și ar trebui să asigure de faptul că nu există excepții în ceea ce privește aplicarea legislației privind incompatibilitatea, conflictului de interese sau averii nejustificate. Și să se asigure și de faptul că legislația privind corupția se aplică tuturor în mod egal, echitabil. În ceea ce privește pașii următori, Comisia va continua să lucreze cu cele două guverne de aproape pentru a face ca procesul de reformă să avanseze. Comisia va elabora un nou raport peste un an și, bineînțeles, în conformitate cu decizia finală a Comisiei. Cam atât în mare, ca un rezumat al celor două rapoarte adoptate în această dimineață de către Comisie. Și acum aștept întrebările dumneavoastră. Voi începe în spate. Prima întrebare, Dian, și apoi Gheorghe. Și apoi vom continua aici în față. Să începem cu cele două întrebări din partea Bulgariei și apoi cu România. Thank you, trebuie să aștepte următorul raport. România trebuie să aștepte încă mult și probabil că Bulgaria va trebui să aștepte și mai mult, pentru că probabil nu va avea două rapoarte consecutive pozitive. Președintele Barroso este citat ca afirmând că îmi cer scuze, analizam un document greșit. Că e nevoie de un angajament politic clar din partea autorităților bulgare. Și mă gândesc la recomandările trecute și rapoartele trecute, când s-a considerat că autoritățile bulgare au voință politică. Cum evaluați existența sau absența acestei voințe politice în Bulgaria? Am să întreb cu problema ciclului rapoartelor la 6 luni. Este o decizie pe care Comisia a luat-o în această dimineață pentru a
stabili care sunt pașii pe care dorește să-i urmeze în viitor. Acest lucru probabil că nu a fost discutat cu cele două guverne. E adevărat că au existat sisteme diferite. La un moment dat, rapoartele se redactau tot la 6 luni. În ultimii ani am avut o perioadă mai lungă în care s-a făcut evaluarea. Deciziile au fost intenționate de fiecare dată. Ceea ce am constatat a fost că ciclul de 6 luni nu a fost întotdeauna util. Și uneori a creat tentația de a rezolva treburi pe termen scurt și să spunem că da, s-au realizat progrese chiar înainte de raport, dar uneori pentru că începeam imediat un nou exercițiu de evaluare, acest lucru genera o anumită dinamică. Deci, pentru comisie, noi am considerat că e nevoie de un cadru temporal mai lung. Credem că acesta a fost util. Pentru viitor, credem că lucrurile sunt destul de echilibrate. În loc de 18 luni, așa cum se întâmplă în cazul raportului privind Bulgaria, va fi un an. Și până la urmă, trebuie să vedem care va fi decizia comisiei următoare. În mod normal, comisia actuală nu angajează cu nimic acțiunile comisiei următoare. Deci, recomandarea noastră este clară, să se facă un raport într-un an de zile de acum încolo, dar, bineînțeles, hotărârea va fi luată de comisia ce va veni. În ceea ce privește rapoartele pozitive și condiționarea intrării în Schengen, dați-mi voi să vorbesc o secundă despre acest lucru. Rapoartele pozitive și această condiționare, comisia nu a intrat în acest joc de caricaturizare a raportului MCV. Nu am spus în ultimii 7 ani cum că ar fi un raport pozitiv sau unul negativ. Rapoartele sunt de la sine grăitoare, sunt independente, stau bine în picioare, deci nu comisia este cea care caracterizează cu pozitiv sau negativ rapoartele emise. Dacă statele membre hotărăsc să facă acest lucru, este problema lor și trebuie să le cereți lor părerea în acest sens. Ceea ce considerăm noi aici este că în anumite sectoare s-au înregistrat progrese clare, în timp ce în altele este nevoie să se mai facă progrese. Apoi, în ceea ce privește problema Schengen, dar înainte de răspunderea aceasta, m-aș referi la voința politică. E important de știut că atunci când vorbim despre voință politică, vorbim de o evaluare pe 5 ani. Vă amintiți că a fost un raport care a analizat o perioadă de 5 ani. Ce spuneam noi în momentul respectiv era că am considerat că în anumite momente au existat semne clare de voință politică, alteori nu. De aceea, din nou, așa cum am subliniat în răspunsurile la prima mea întrebare, nu facem caracterizări pentru un guvern sau altul când raportul din fața noastră acoperă o perioadă de 18 luni și 3 guverne. Așa cum spuneam, suntem încrezători că actualul guvern va lua în serios acest raport, dar nu ne vom mărgini la 2-3 cuvinte specifice. Am să-i dau cuvântul lui Michele acum și dacă sunteți de acord să puneți toate întrebările legate de Schengen acum, cât e Michele aici, și apoi să trecem la celelalte aspecte din MCV. Deci, dacă ne poți arăta situația în legătură cu Schengen și nevoia de rapoarte pozitive în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Da, de fiecare dată am fost foarte clar cu privire la faptul că
E vorba, pe de o parte, de evaluarea Schengen pentru România și Bulgaria și, clar, România și Bulgaria trebuie incluse în zona de liber schimb și de circulație. Și nu vedem de ce ar trebui să existe o legătură aici. România și Bulgaria au fost deja evaluate în lumina criteriilor și etaloanelor fixate pentru a verifica și reverifica dacă sunt gata să intre în spațiul Schengen și să se elimine frontierele interne. Rezultatul este clar. Da. Absolut da. Și miniștrii sunt de acord cu acest lucru. Are și acest fapt din Consiliul Jai. Deci nu ne mai trebuie criterii suplimentare, nu ne mai trebuie etaloane suplimentare pentru a spune clar și răspicat că România și Bulgaria sunt gata să intre pe deplin în spațiul Schengen. Și orice alt tip de legătură sau orice alt tip de criteriu, etalon sau orice alt legătură politică dintre cele două aspecte nu va face decât să trateze aceste două țări în mod nejustificat, incorrect, pentru că au fost deja evaluate pe baza criteriilor Schengen. Deci, dar fiindcă n-am făcut această legătură în trecut, nu o vom face nici în viitor. Și, până la urmă, lăsăm la latitudinea statelor membre să evalueze, așa cum a spus și Marc, dacă dimensiunea politică sau consecințele rapoartelor CNV pe plan politic sunt pozitive sau negative și ce înseamnă acest lucru în termen de atitudine politică legată de aderarea la spațiul Schengen. Dar noi nu dorim să facem această legătură, noi am spus clar că sunt două aspecte distincte. Cred că această poziție e foarte clară. Aveți întrebări suplimentare pentru Michele privind chestiunea Schengen? Cred că lucrurile au fost absolut clare. Mulțumesc, Michele. Atunci, voi lua și câteva întrebări din partea jurnaliștilor români și apoi revin la Bulgaria. Marc, din câte știu eu, săptămâna viitoare, Comisia va prezenta un raport cu privire la strategia anticorupție pentru toate statele membre. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Vor exista și părți din raportul de cooperare și verificare în evaluarea de săptămâna viitoare? Sau, deci joia viitoare? Sau sunt două exerciții absolut distincte? A doua întrebare acum. În raportul precedent, una dintre recomandări era să revizuim standardele existente pentru salvaguardarea unei mass media pluraliste și independente. În acest raport văd menționat mass media, dar mă întreb dacă Comisia e mulțumită de măsurile luate pentru a se garanta libertatea presei și caracterul pluralist. Dar mulțumesc pentru întrebare în ceea ce privește raportul legat de anticorupție. Da, vă pot confirma faptul că Comisia într-adevăr lucrează la un astfel de raport prin care analizează situația din toate statele membre. E ceva la care lucrează domnul comisar Malmström și să sperăm că în viitorul apropiat acest lucru va fi prezentat efectiv. Cred că e prea devreme acum, în această etapă, să intrăm în detalii aici. Dacă e nevoie, cu siguranță Michele vă poate oferi informații contextuale privind domeniul de aplicare și obiectivele acestui raport. Acum, ce aș putea să vă spun este că în ceea ce privește raportul anticorupție și CMV-ul, ambele vor fi urmărite de aproape, dar nu sunt procese similare. Sunt două mecanisme diferite. Avem un mecanism special pentru România și Bulgaria, cu toții știm că e vorba aici de respectarea angajamentelor din momentul aderării. Etalanele care au fost fixate și pe care le evaluăm noi nu acoperă aceleași domenii, reforma justiției, anticorupție și în anumite cazuri și în Bulgaria criminalitatea organizată. Deci rapoartele evident vor fi coerente, vor merge mână în mână, dar nu au același domeniu de aplicare și ar trebui să fie considerate ca fiind două exerciții distincte aparte. La a doua întrebare privind
Întreaba chestiune legată de mass media, într-adevăr, așa cum știți și dumneavoastră, în mod clar, Comisia, în raportul din ianuarie 2013, s-a ocupat de această chestiune și, dat fiind faptul că am avut mai multe instituții care ni s-au adresat și și-au exprimat îngrijorări legate de presiuni care se făceau asupra magistraților, de exemplu, ne-am gândit că era corect să abordăm acea chestiune efectiv, dar făcând să reiasă clar faptul că libertatea presei e un principiu fundamental și cu siguranță nimeni de la Comisie nu poate să pună sub semn întrebării acest principiu cheie. Ce putem spune? Și există niște referiri specifice, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, în ceea ce privește creșterea dialogului dintre Ministerul de Justiție pe această temă. Considerăm că există mai puține presiuni, că aici trendul este descendent și că s-a făcut un pas clar înainte și, pe de altă parte, important să rămânem vigilenți și să ne asigurăm în egală măsură de faptul că se respectă principiul fundamental al libertății presei. Aș dori să încep cu o întrebare suplimentară în ceea ce privește mass media. Observ, Marc, un exemplu în ceea ce privește diferența între presiunile care se fac, deci, la capitolul judiciar și avem o rezoluție a House of Commons din Regatul Unit din noiembrie privind comentarea procedurilor din instanță. Acest exemplu are de-a face sau nu cu libertatea de exprimare a presei din România? Și a doua întrebare rapidă, dacă raportul nu e pozitiv sau negativ, deci nu se fac calificări de acest lucru, de acest gen și că statele membre trag concluziile pe care le trag, eu vă întreb în acest caz, cum puteți să calificați solicitarea și declarația Ministrului de Justiție care a discutat cu doamna Reding și care a cerut un raport tehnic privind CMV-ul și nu un raport politic? Cum evaluați dumneavoastră dimensiunea politică aici? Dacă îmi permiteți, încep în ordine inversă cu ultima întrebare. Într-adevăr, e o evaluare politică, da, să înțelegem clar. Comisia, în momentul în care evaluează și face un astfel de raport, întreb, și aici fac o diferire, distinție cu raportul interimar, deci când avem raportul adoptat pe deplin, pe de-ntreagul asta, există evaluări politice, dar acestea sunt justificate cu pe baza unei analize tehnice foarte bine adâncite. Acum, dacă vă uitați la documente, avem dovezi clare privind o analiză tehnică solidă pe care ne bazăm și pornim de la niște surse foarte variate, bineînțeles, multe din informațiile respective sunt factuale și acestea au fost puse la dispoziție de către guvern. Și, într-adevăr, e unul dintre lucrurile care figurează în acest raport în ce se privește cooperarea pozitivă pe care o observăm noi la nivelul autorităților guvernamentale cu Comisia pe marginea acestui proces. Dar, într-adevăr, Comisia efectuează și elaborează o evaluare politică, obiectivă, a progreselor înregistrate. Aceasta este responsabilitatea noastră și trebuie să facem o combinare a aspectelor tehnice și politice. Și important să spunem că orice raport adoptat la Comisie privind mecanismul de cooperare și verificare s-a adoptat în mod unanim în cadrul Consiliului de Ministri cu sprijinul tuturor statelor membre, inclusiv cu sprijinul României și Bulgariei. A trebuit să menționez acest lucru. Acum,
epitetele pozitiv, negativ, încă o dată, nu prea am multe de adăugat aici, față de cele spuse până acum. Statele membre, până la urmă, sunt cele care vor decide cum evaluează raportul nostru, cum îl interpretează. Eu nu pot vorbi în numele acestora, n-am în niciun caz această intenție. Ce pot eu face este să fixez un cadru obiectiv al punctelor de vedere exprimate de comisie și cred că rapoartele sunt grăitoare, vorbesc de la sine din această perspectivă și, sincer vorbind, acest proces este complex. Și întotdeauna e tentant să... Și am văzut acest lucru de 7 ani încoace. E foarte ușor și această tentație să spui mai bine, mai rău, e pozitiv, e negativ, dar nu așa procedăm noi. Și din această perspectivă, revin, pare rău, la observația de mai devreme privind caracterizarea pozitiv negativ. În ceea ce privește întrebarea noastră specifică privind nota de subsol la care v-ați referit, voi verifica cu experții, putem face acest lucru imediat după această parte a conferinței de presă, dar revenim și îmi cer scuze, revenim la această chestiune ulterior. Well, two ministers of justice of Romania. Doi miniștri de justiție din România, cel dinainte și cel actual, au discutat cu doamna Reding și au întrebat-o dacă aceste etaloane din CMV, până la urmă, nu sunt un pic prea în mișcare și doamna Vincenciaru s-a plâns de faptul că în cadrul etaloanelor din România tot timpul apar noi chestiuni și acest lucru face ca țara noastră să nu mai înțeleagă ce trebuie să facă. Și dacă așa stau lucrurile, România are impresia că niciodată nu va reuși să controleze situația. Credeți că Comisia are intenția să simplifice acest proces extraordinar de tratată? Mă gândesc și la declarația ministrului bulgar de afaceri externe, care spunea că CMV-ul va fi eliminat începând cu 2018. The suggestion that it's not clear what needs. Deci nu e clar de fapt ce trebuie să facem. Vă rog să consultați fiecare raport în parte și avem mii de pagini de analiză, sute de ședințe, interviuri pe baza misiunilor pe care le-am efectuat. Și în primul rând, acest lucru se face printr-o analiză și apoi se ajunge la niște recomandări foarte clare. Și la fiecare raport în parte, în ultimii 7 ani, vă pot arăta unde a spus Comisia că sunt 15 puncte, 10 puncte, indiferent de cifra respectivă. Și aici avem, de fapt, un sistem de priorități pentru următoarele ședințe. Deci, nu spunem că ce a fost sugerat ca temă pe viitor nu era clar. Nu. De fiecare dată lucrurile au fost foarte clare, dar noi am încercat să vedem, s-au făcut progrese, dar doar parțial aici, sau nu prea, și așa mai departe. Acum, în ce privește revizuirea etaloanelor de la Comisie aici, nu, răspunsul este nu. De ce nu dorim să le revizuim? Pentru că acestea sunt etaloanele fixate în momentul aderării. Și, încă o dată, erau foarte clare. Și Comisia nu face doar să verifice în ultimii 7 ani, a investit la modul semnificativ în cooperarea, conlucrarea cu cele două guverne pentru a se atinge rezultatele în conformitate cu aceste etaloane. Dar avem această datorie de către celelalte state membre și avem și o datorie față de cetățenii din cele două țări, și anume de a ne asigura de faptul că procesul de reformă continuă și
aceste etaloane sunt efectiv atinse. În ceea ce privește anul 2018, am luat notă de acea declarație și noi nu fixăm termene de acest gen. De ce? Pentru că, de fapt, Comisia face totul ca să ofere asistențe, dar schimbările, până la urmă, se produc în interiorul țărilor. Și observați din formulările din raport că se menționează nu doar perioada de 18 luni, ci și faptul că există persoane în ambele țări care chiar doresc ca reforma să se concretizeze, să se realizeze. Acum, dacă acest lucru se va face la anul sau dacă va mai dura mai mult, totul va depinde de cele două guverne. Comisia nu poate să stabilească momentul în care recomandările etaloane respective vor fi îndeplinite. Basically, two groups of questions. First is that. Prima întrebare. Deja de 7 ani sunt 13 rapoarte. Rezultatele sunt aceleași. Neconvingătoare. Știu că părerea Comisiei este că această monitorizare va fi făcută cât va fi necesar. Dar statele membre sunt pregătite să suport acest lucru? Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt motivele pentru care progresul este atât de lent? În al doilea rând, aș dori să știu câteva detalii pe chestiuni concrete, cum ar fi implementarea legislației privind conflictul de interese în Bulgaria, legislația privind achizițiile publice, posibilă diviziune a Consiliului Suprem de Justiție într-un Consiliu de Judecători și Procurori și, de asemenea, eliminarea cotelor politice în acest organ. Da, e o gamă largă de probleme pe care le abordați. Să încep cu cele 13 rapoarte din ultimii 7 ani, ceea ce spuneți dumneavoastră că nu a generat decât niște rezultate neconvingătoare. Cred că trebuie să facem un pas înapoi. Să privim detașat și să realizăm că, în primul rând, se fac schimbări. Dar pentru a face schimbări e nevoie de timp. E nevoie de timp pentru că aici este vorba de probleme deosebit de complicate. Noi considerăm și cred că acest lucru este susținut și de concluziile Consiliului care urmează rapoartele mecanismului de cooperare și verificare, că fără acest mecanism, progresele înregistrate nu ar fi fost vizibile.